Bună seara, dragi spectatori! Astăzi e o nouă zi, o nouă seară minunată. Astăzi noi să avem un oaspete ohoho și de deosebit, numai că din păcate Sasha nu e lângă mine. Sanișca, te gde? O, băi! Eu sunt aici! Cine de Sasha? O leacă de interactivcic. Interactivcic, eu, băi! Camera, wow! Wow! Ai camera! Dar ce să râde, băi? Avem un oaspete deosebit, cunoscut prin toate cluburile ca razvratnei Alexandru. Deosebit! El este renumit în toate cluburile de gay la noi în Moldova. Este multe renumit domnul Alexandru Tractoristul. Alexandru! Разлог Мария Гуазовна. Здорово, ну, Року, сосед. Сосед. Я уй ты перманентно кем? Господин. Кровавый кулирик. Энфини. Щи пула мне маски мата еще идиот, сулор. Да че винитай? Че винитай, кемаш не ва? Сынграй винитай, дядя Руда. Унитай максу, на отворот. Masi să încur pe drum. Cine să încură? Că le să încur nimeni drum. Care bunești? Numai tu stai cu lins, băi! În fi. Ia bani, bă. Nu, s-o sunai pe Nicoleta, mă, bun? Cine? Pe Nicoleta. Ei, da. Îți dau numărul, bă? Păi eu l-am, bă. Eu am înțeles, tu ești, bă. Și drâzei. Da, în fine. Bună ziua! Bună seara, domnul Alexandru. Hello. Dumneavoastră ați venit. Hello, da. I-am venit. Dă-i, te rog frumos, Petrica, asta ești trept. Închide bot. Cu închide-i bot, băi? Și ești așa. Toate ești oaspete, ești tași și ascultă de cei mai mari. Dar eu pui și beau cafea. Liniște, liniște. Deci, bun venit la show la Pindicet. Închide bot. Bun venit la show la Pindicet. Novicioc, aspirant. Aspirant. Bun venit la show la Pindicet. Deci, în show-ul nostru trebuie nouă să ne povestești o istorie. Tolea, Tolea, dă să-ți dau o întrebare, te rog. Dar ce l-a pus de până? Ia până de pula, pucă-l cum l-ai pucat de mână. Tolea, dă să-ți dau o simplă întrebare. Tu ești idiot? Eu sunt a doilea? Tu ești prim? La mine. Ei, prim. Suca, așa, știut? Ui, domnul Alexandru, sau cum te cheam tine? Fostru tractorist? În fine, eu sunt a doilea... Dar și nu te uiți în ochii la mine! Ia ca când al văd. În fine, eu sunt a doilea conducător acestei emisiuni și eu știu regulile. Okay. Borâți, Mariem, de ce ești okay, haideți... Eu vreau să mă duc acasă. O leacă din viața ta personală, câți anișori ai? Și te ocupi? 26 de ani am. 26 de ani? 26! Bătrân ca teatră, vic ca stejarul! Și deștept, suca, ca Mihai Eminescu. Și acum ai la 26 de ani, nebăs pute de fata viața ta? Am văzut. Ai văzut cum arată? Da. E ca așa. E mirosul? Nu. De ce? N-ai avut ocazia? Niciodată în viață. N-am văzut un ochi. Am văzut... N-ai văzut un ochi, dar ai văzut de la piesă! Apropo, Alexandru, mă scuzi, te rog, mă să te rog. Mă arată cu deși, deși te sălvări în cure, haide. Am văzut sărăc pula. În fine, am noroc în viața asta. Da? N-ai noroc în viața asta. Tu n-ai noroc. Am noroc în tu viața. Tu n-ai noroc, ei. Păi să-l poți fi zi bala lui Câlii ăsta. De prins? Eu am noroc în viața. Tu n-ai noroc, ei, zic, ei. Am noroc. N-ai noroc, ei, n-ai. În viața asta. Tu n-ai noroc. Că am văzut cheza la vacă, când la vacă fără chiloț. Mulțumesc mult la vacarii care dă voi la vacă fără chiloț pe deal. Dar vacarii fără chiloț l-ai văzut? De bot. Permanent! Eliza! Ios, Bacaliu! În fine. Asta ți-e ușor să iei de te sunet? Da, da, poți să iei în gură. În fine. Da, eu am 26 de ani. Eu sunt originar din Chișinău. Uh-huh. Da? Sunt de la Ciocana. Uh-huh. Sunt un bispredeșchi de ori. Stai chidi bot. Dar și nu ziți în ori? Dar a fost mult în cur. Uite. În fine, da, eu sunt din Ciocana, da, eu am trăit toată viața acolo, m-am născut în oraș, am trăit în oraș și mai departe, sunt și care să așa, epidră, am înțeles. În fine, da, care să mai sunt întrebări? Și planuri? Și mai dulce, pula sau zaharul?
În fine. Dar știi ce este lins pe buză, băi? E ca tâns permanent întreabă. Ai observat anumeceva ce îi duci pula sau zaharul să o lins pe buză? Deși îi place, îi place. Place. Cred că zaharul totuși. Îți place. Lui îi place să pui zahar. Nu, Nicoleta. Lui îi place să pui zahar. Da. A? Nicoleta, a? Da. În fine. Tot. În fine. Foarte multe persoane întreabă și foarte des întreabă. Deși îi târâcă. Tu știi deși târcă? Deși târcă? Nu, băcule, tu știi deși târcă? Ideina. Dar tu știi? Tractorist răpănos conșnic. Pută nahui. Târcă. Știi deși târcă? Nu știu. Nu știi deși? Nu știu. Sincer, nu știi? Nu. Tractorist dacă răpănos conșnic, eu ți-i zic și. Prieteni, suntem... Din aprilie. Da, e că noi suntem din aprilie. Noi... Nu ți-i jos, asta înseamnă cucul culcat. Nu știu, frumos, închizi. Dar așteaptă... Dar și nu-mi zici personal nimeni. El e nou, e flămând, dar mă, îi place. Ține asta în față. Eu asta, eu asta, serios să zic, eu asta, dacă zici nimeni asta. Dacă cineva este pe globul pământesc, care într-atât de tare... Cineva pe globul pământesc este. Îl închide fibala, mrazi, iebane. Liniștești, liniștești, dar normal. Îl interesează de și târâcă anume. Dar nu îl interesează pe nimeni. Nahui nimănui nu-i trebuie târâcă asta. Este Terchilă. Pohui. Terchilă Alexandru. Vapșe, pohui. Viseți lui sos, ca asta și închide iebasosile. De asta și este târâcă. Știți o dată pentru de una, nu mă zăibesc cu taracan, tractorist, da, Alexandru Manoli, Pider și mai departe. Vă rog, frumos, ai vrut mă mai asociați cu asta? Nu mă mai asociați cu fel de fel de huieta de planeta dată. Care planeta? Păi, dar tu ai venit planeta dată! Tu ai venit batuflă la noi Nu, eu leag de cafea și ești recunoști. Da. Eu leag de cafea de la David, da? În fine, te trezești, apropo, da? Mă aduc și eu la viață. Deci ai fost la moarte, mă duci la viață. A fost la mormântare. Stai-te lui, eu muri pula, eu permis să o îngroape la tine din gură, da? Nu? Lasă-o în groape în pumn. Da. E curge. În fine. Stergi. Ei, mă așterzi dânsul. În fine. Care mai sunt întrebări? Poate ai o întrebare. Stergi-te, idiotul. Eu te-am întrebat, eu am întrebat ce mai dulci. Lăsau zahar, tu ne-ai răspuns. Ok, domnul Terha, da. O mică istorioară din partea dumneavoastră. Și ce ai învățat tu? Care e specialitatea ta? Telecomunicații? Da, telecomunicații. Vorbești la telefon dacă o ia să-și? Nu, vorbesc la radioantenă. Dar ce ai vrut să zici? Oaie proast. Eu? Nu tu. Soarta ta. În fine, telecomunicația nu este legat și bazat doar pe comunicare la telefon. Este inclus telefonul, este inclus fixul, telegramul, internet și așa mai departe, da? Dar v-am învățat, apropo, să trimiteți scrisori prin colughi. Nu, pe noi ne-a învățat să vă trimitem nahui chestia de tine. De cum nu te-ai învățat încă? E cum? E nahui, animal. Calitativ. Pe nota 3. Mersi mult, da? Eu, e și 3. Nahui. Cât sunteți în familie, domnul Alexandru? 63. Să mă alinge în Andrei. Dar tu n-ai Andrei. În fine. Eu am Andreea. Se vede? Hai bă, că eu nu știu cu cine stân aici, dar unde e negreu. Ține-te, rog, frumos, cu capul ăsta tău de colem. Nu știu cum... Ține-te de... Hai zi. Tot Alexandru îl cheam. În fine, mai aveți ceva întrebări despre biografia cât mea? Cât sunteți în familie? S-am spus. 63? Nu. Dacă, serios, s-o sunt eu. Moț. Sunt eu. Așa e moș de impul. Sunt eu, fratele meu. Mama asta. Mai mare sau mai mic? Mai mic. Futbot câteodată? Niciodată. Nahuia. Pentru că el e la lui... Futbot ții? Nu. Noi am avut o discuție de asta în familie. De asta așa cum a fost. E de bot. Haide. Am avut o discuție în familie, da? Nu. A fost mama, tata, noi am murit de răstăt familie. Fratele meu, adică noi n-am așezat la o masă, stătem pe asta la o masă și eu îi spun. Zic, uite. Și ai spus, vă futeți. Eu îi spun lui fratele meu, da? Îl cheamă Victor, îi spun. Și vrei tu să devii în viitor, da? În viață și mai departe. Ce te-a întrebat? Idiot, eu și nu pe Tolea îl întreb, pider. Tolea o ales, și pider. El să de viața lui să rămână pider. Și eu îl întreb, fratele meu, zic, băi, Victor, uite ca și mai departe, zic, și vrei tu să devii în viața asta? Și el îmi zice că vreau să fiu polițist. Și zic, ok, zic, tu vrei să devii polițist, eu te susțin în ce și vrei tu să faci. Eu foarte tare doresc tu să îndeplinești scopul dat. În fine, da. Chiar așa ai zis. Închide botul. Chiar așa ai zis. Eu, da, de la 7 ani m-am ocupat cu sportul. Da, până la majorat eu m-am ocupat cu sportul.
Și stalacă-i după pâncile lui, să vede că eu s-o fac cu cate, Alexandru, Alexandru e maestru a sportului în Cunilingus. El e 16-cratnii чемпион галактики. Arată limba, Alexandru. Eu pot să răpură. Nu, dacă nu s-a nu te-ai folosit. Dar să trebuia să o râgă, Xores. Tu vrei să te apuci să o râgă, liniștești, oprești. Nu, am și orgasă. Uai, dar când când te încalzi, tu o vezi? Mereu. Când te îmbraști? E în tuflă, bă. Nu mă trebuie să uiți în oglindă. Nu, iei pe la mereșor. Nu, dați vă rog frumos să-mi permiți, vă rog. Nu dați vă rog frumos să-mi permiteți. Pe la mereșor știi când e? Când te așezi, dacă așa ea. Da. E în pulă de pe ea. Preuveliceu. În fine. Preuveliceu. Așa moment ai pierdut. Eu m-am pus de cea în genunchi ca să observi. Mi-a dat ieri în gură și mi-a dat șansă. În fine. Da, să vă spun până la urmă totuși ideea cu fratele, cu familia și mai departe. Fratele meu spune că vrea să fie polițist și mai departe. Eu am auzit. Acum repezi două ori. Eu, închideți ei bani. Acum repezi de două ori. Gine, gine și faci lucru, nu? Gine, așa? Și râgă-i. Și râgă-i. Hai zi, noi te ascultăm, Alexandru. În fine. Eu m-am ocupat cu sportul de la 7 ani până la majorat. De exemplu, majoratul ăsta câți ani? În schimb, fratele meu... Câți ani sunt majorat? Nu, de 3 ori zis, nu, adu-i, lasă emoțiile deoparte. Noi nu te așa să vorbim a către... Noi nu te așa să vorbim a cătărea, familiar, tot frumos, hai zi. Manușule, aduceți-le de box, vă rog. Nu are acest caracter ca la mine și mai departe. Așa când să o ocupi cu luptele. O ajuns la momentul dat. Eu știu psihot. De aia na. În fine. În fine. Suhoi. Iar de două ori în fine. El are emoții, băi. Ești nu știu. Noi am discutat tema dat și am vorbit. Zic, băi, uite, și mai departe, tu nu ai acest duh ca mine. Și bărbătesc. Și fratele meu o decis împreună cu mama, au luat decizia că fratele meu îți duc la dansul sportiv. La dansul de balet, ce balerină? Am oia. Da, pe viitor, eu l-am întrebat, zic, băi, tu vrei și polițist? Zic, ok, хорошо. Zic, nu e o problemă, tu poți, te duci și mai departe. Dar în cazul în care tu vei nimeri într-o situație de agresor și mai departe, unde astea, ce îți faci tu? Gaspada, rumba, cea, ce mai departe. În fine, ei te rog frumos și reprofilează-te. Poate vei fi un medic ceva, poate vei fi un idiot de blogger sau alt idiot de blogger și așa mai departe. Mrazi de continuă și sunteți voi. Ales de gând ceva. Da, frate, tu de ce vrei să devii polițist? Și așa, da, gata. Eu niciodată viață. Și acolo, cu rumba, cea. Eu am zis de mală. La ce ai rămas? Eu când vrei să devii, frate, polițist. Da, voi mă întrebați, mă, eu vă zic și vă mai interesează. Ce supărat? Na hui la tine scris aici boss? A boss da huia ești? Da, eu sunt mai boss ca tine, mraz, tupaie. Eu sunt directorul tău. La mine. Eu sunt șeful tău. Eu sunt, suca, stăpânul tău, Alexandru. Tu nu ești unul. Ești stăpân pe fula mea, ui. Nu, pe tine, personal, tu când nu te-ai născut, dar eu eram deja stăpân pe tine. În fine, întrebare. Fine. Vă auziți vreo 40 de ore emisiunea asta. Noi vrem istorie. Alexandru, hai uleacă de liniște, da, tot și eu sunt principal aici, vă rog frumos. Domnul Natul, ea e bală, principal, da, va. El e principal după mine. Hărășo, hai povestești, hai istorie, te rog frumos. De atât el te cui să așești, da, tu înghiți. Istorie. Înghiți eu? Istorie. Hărășo. Eu, tu, terminând liceul. Terminând. Da, în liceu termin. Nouă clasă. Pe mine, și te în clasă? Pe mine directoarea de liceu. Nu te râde, eu trebuie să doamna Nina Juc. Hello. Ce Juc. Și sănătoasă, străiți 150 de miliarde de ani, să mănânci puri. Calarațchi Juc. Să mănânci puri și vă zic. Da, să mănânci puri și păduchi și mai departe. În fine, eu am învățat în liceu teoretic ginta latină. Până în clasa 9, Starciuc. Cine e gură? De chimie, dacă o știi. Mama... Soac. Mama soac. Da. În fine, eu am învățat până în clasa 9. Am învățat în ginta latină după... Dar și nu te-ai învățat? Am învățat pe note foarte bune.
Eu am fost batanic. Educația fizică de este, da? Da, da, da. La fizicultură. Am fost admis. Barda plastic, țena... Educația muzicală, apropo, dinozauri. Apropo, fără glumă, e și ține de alta plastică, țena foarte bine. Da? Da, ea ca și, ca și mă duce cap. Cu și? Da, ea ca la tu bot fa desenat, eu bada prost. Ei botul la profesor și eu îți spun. Eu pot fuți bot și desenez. Cum ți-e așa o idee? E intrigă. E intrigă. Asta cu toți domne. Zău, masă, na! Mără! În fin. Nici ca pălărie. Da, am știut să chiși pur. În fin. La tine în gură, hai, dă-i. Oameni buni. Apropo, eu am învățat până în clasa noua. După și... Blea, patra oră să ai învățat până în clasa nouă, zai balde, măi, hai, zi, zi, zi. Are emoții, nu-ți ștergi pe la gură. Adus aminte de tine la show, pațan. Da. Care show? După râle, care am filmat două săptămâni în urmă. După trecut de-a mea e balde. Da, și-o trecut. Da? Și ghimaroi s-o trecut. Am înțeles, noi... Roi este. Eu l-am licuit. Da. Ne-am străduit amândoi. Cu limba, hai, dă-i. Zi, hai, zi, hai că treci timp. Amândoi ne-am străduit. În fine, eu am învățat până în clasa nouă, după și... După și am vrut să rămân în liceu. Mi-a dus aminte de un caz. Mă numesc Josan Vasile. Mă numesc Josan Vasile. Mă numesc Josan Vasile. Fix așa și tu. Și îl cui să zici așa. Și amuiești în locul lui așa. Da, ține pace. A treia oară. Termin clasa nouă, ștergi pe la gură. Și s-a întâmplat în clasa nouă, ghei ștergi pe la gură și încă nu ți-o trecut. Încă ești murdar. Ce curte pe bară, oi opriește. Cum ai terminat clasa nouă? Oi opriește. Ia, iar ștergi pe la gură. În fin. Era în clasa nouă. Eu, după clasa nouă, am vrut să rămân în liceu, să învăț mai departe. Nu s-a prinit așa că directoarea a zis, tu ești debil. Doamna Nina Juc, să mă pață în cur, până în ziua de azi. Eu m-am dus și am învățat, după asta, eu m-am dus și am învățat, eu am fost admis la un colegiu din Chișinău, da, la colegiul Politehnic. Acum este centru de excelență în energetic și electronic, și ceva de gen, da? În fine, eu am fost acolo. Acum, primele luni de zile învățând acolo, pe mine, eu fiind în relații foarte bune cu bărbații, da, de genul masculin și feminin. Tăți profesor bărbat și am dat examenul pe 10. Mulți nu știu, dar Alexandru are o traumă din copilărie. Mai înainte la educația fizică, tăți bărbații și Sașa zgrămădim în vestiar și 20-30 de bărbați cu șosca al dalbeu în orificiul anal. De atunci el are o traumă foarte gravă. În toate găurile posibile, de atât el mai are plus 3 găuri în schinare. Vedeți că el stă cam așa. În fine. Eu fiind într-o relație foarte bună cu colegii de clasă, colegii de școală, prietenii de o gradă și mai departe, am fost invitat la o excursie de pedici. La o excursie la 7 mănăstiri. Prima mergem 3 mănăstiri. La 6 mănăstiri? Nu. Să închipui și dragi de copii. Eu trăit la 7 mănăstiri. La 6 mănăstiri plus una. Da. 3 mănăstiri, apoi discotecă pe noapte, apoi iarăși la altele... Stai, discoteca și pe noapte tot în biserică era, să înțelegi. Da, chicau icoanele. Noi... Sub muzica clopcilor dansau. Pe mine m-a sunat, mi-a zis că Alexandru, uite, ia că este așa o propunere, un alt, mergi cu noi. Păi, dar de ce nu? Acum, în Mergi cu noi, dar ce nu? Frumă, hai începe la discotecă. În excursia dată, erau doar clasele de 10, clasa 10, 11 și 12. Acum, eu merg în excursia dată. Singur? Ești idiotul și două autocare pline cu debili. Știu noi mergem. Eu în frunte, nu? Acum, noi mergem la prima mănăstire, două mănăstire, trei mănăstire, ajungem noi la... la... Dar la ce mănăstire ați fost? Sincer, nu știu. Curchi și mai este pe acolo, Căpriana și la trei mănăstiri de Curchi, așa-i? Adică, eu, sincer, acum să spun, asta a fost 143 de ani în urmă, eu nu vă pot explica, nu vă pot zice da, concret numele la mănăstire. În fine. Denumirea, nu numele. Botul. Dar știm tot scurt. În fine. În fine, noi ajungem, Ajungeți. La baza de odihnă Sadova. Sadova. Da. Noi ajungem la baza de odihnă Sadova, unde instalăm boxele. Instalați boxele. Instalăm boxele. Instalați boxele. Aranjați masa.
Și vă începem să facem carne. Sex. Nevoi chestii pentru a ne odihni toată noaptea. Acum, bărbații. Aici este cel mai derlidinga. De mine se apropie mai un stil, cunoscut de meu, un prieten. Mai în stil. Da, mai cu stil. Mai stilova. Stilul, știi? Avem în sat un stil. Și mai departe. Era de bețiv. Da. Are cui seamănă. Pe mine mă cheamă un prieten într-o pașă și zici, Saș. Dă-ți-ne pupăm. Mă cheamă Zubenco Mihail Petrovici. Dă-ți-ne cu limbă. Nu mă cheamă și zici, Saș, uite. Eu spedic? Este. Este niște iarbă. Nu eu, el îi zici lui. Trebuie de ocosit. Este niște iarbă, trebuie de ocosit. Momental! 200 de lei plătești. În fin. Mie îmi zici, băi, este ceva de fumat. Eu fiind nu copil, propagandăm da, drogurile. Da, absolut deloc nu propagandăm. Propagandăm. Propagandăm din MMDM. Noi suntem într-un gânditor la MMDM, mă gândeam. Serios, Skittles Triangle. Noi să-l da, nici o problemă. După filmările lui Chișom și în cur. Ideea care, că mi-am zis că vrei și eu zic, fiind copil, fiind copil vrei. Adică cum? Da, eu avem clasa 10, 17 ani, eu vrem să încer de tete, vrem să gust tete, vrem să văd tete, vrem să... Slinghi tete! A, păi dacă totuși, dacă ai gustat de tete, și mie e dulce, pula ori zahăr? Iau, ia să-l ies pe buze, uite la... Enfi! Păi că zahăr nu știu cum e la gust, dar... De una poziție... Dați-mi un pachet de zahăr! Amă, să-l pun pe pula! Cum în țigară, da? Dacă știți cum este țigară. Nu știu. Nu știu, prima dată vă țigară. Mi-o bătut în țigară. Doi punct. Blin. Blin. Eu doi pumni în țigară. Blin. Eu pus țigară în gură, doi pumni în țigară. Da. Blin cu eta de asta. Chet și beom. Da. Cu prostologia asta, că eu nu știu cum. Eu idei n-am chiar. Lucernă. Cum s-ar zice în popor. Da, da. Lucernă. În fine. Eu nu știam cum astea. În fine, mi-o bătut țigara. Și eu, și dacă necunoscând și asta, o fumam ca pe simplu țigară. Tipa, tu așa fumezi țigări. Poți să bot. Ca pe simplu țigară. Așa fumam. Amboiană, da, eu... Ea n-arată cum fumai, cum fumai. Eu am lăsat fumat. Arată cum fumai. Am lăsat fumat. Ea n-arată cum fumai. Dar cum fumai tu atunci țigară? Și atunci, cum fumai? Pășuna... Ea n-arată cum fumai în țigară. Ea arată. Cum? E ca ea arată. Nu, serios, e ca închivă. Te uite, ia uite, e rupturilea. Uite, socat, eu ți-am bătut, o fumează. Eu? Da? După tot momentul dat, am... El ne-a bătut în țigară, eu am fumat, fumam ca țigară. Am uiană, era un șofer, erau două autocare. Da, erau două autocare. Țigară ca nu țigară. Două autocare cu țigări. Voi faceți contrabandă, bă. Contrabandă prin mănăstire. Da, prin preot. În fin, erau două. Da. Erau două autocare, dintre care unul era mașină. Asta era două, văd și un fur. Doi, două autocare erau. Autocar. Autocar. Autobus. Al dalbaiot, tupărâlă. Autobus cu două etaje sau cu un? Un. Huine. Da. Și stătând alături, eu fumam. Stătând. Stătând. Eu stătând. De asta și nici nu lua la colegiu, ei. Stătând. Eu stătând. Cine m-a luat la colegiu? Udar este urod ăsta. Hai, mai departe. În fine, eu îi propun unui din șoferi, da? Zic, vrei? Să țug. Și el zice că nu, nu vreau, mersi. Dar eu azi fac. Dar eu fără voia, da. Îi zic la doilea, zic, vrei să fumezi? Și el zice că... Hai să fumezi, că tu asta-i suși. Da. Sașa-i sujet, așa. Să-și... Amoi așa l-au tras câteva fumuri, ne-a dat țigara înapoi. Eu întreb profesoara care a fost responsabilă cu noi, da? Care umăs cu noi. Responsabilă, da? O întreb, zic, doamna Elena, zic, fumați? Doriți și zic că nu... Profesoare? Profesoare? Da. Cu voi sfumează? Da. Narhălâși, ce sunteți? Era o profesoară tânără. Nu, că eu am șpriț. Tânără. Am vână. Tot normal, am vrigălim alea. Da. Unul din șoferi s-a obhuirnit în căcat. Prost în căcat! Să înțelegeți că acolo basurile
Încă, dar era țigară. Dar ea că așa e că cum era Calonca, pe la ureche, lui era în pole, i-a culcat pe Calonca și așa ascultat, să înțeleg. Așa de tare cu ne muzica lui era în pole. Buzele tale, ca da, două petale, vreau să le sărut, dar puta picioare. Acum eu, treci la coronel? Ugandoșisem din fumul și alea, da? S-a venit prihodul. Ne-a venit nicuia sibe, eu să zic și Anatolii. Nicuia sibe! Eu am început a prinde veveriță. Am început a plânge. Nu, n-am început a plânge. Era un mangal unde s-a făcut carne. Da, era un mangal unde s-a făcut carne. Te-ai dezbrăcat și da. Și poți să-mi făcut. Nu, ia că mangalul, da? În jarate. Mangalul închipuit în mangalul. Stai! Nini era frică. Stai, închipuit mangalul. Stai, să ne închipuim. Manga. Uia, înșipt în pământ. Stai, cu șampur sau cu sietcă? Cu sietcă. Carne pe sietcă? Aha, este. Și mai departe. Mai departe. Noi stătând la manga. Stătând. Iar stătând. Cum e corect? Stând. Sau șezând. Stând, băleat, la mangal? Stând, n-apă. Cum zice mangal în limba română, apropo? Grătar. Da? Cuina. Eu știu cu ducovcă. Cuina, animală, toparălă. Microvalnuva. Și, da. Noi stând. Eu de obicei fac carne în șubotă, nu știu. Serios. Eu mănânc. Stând la mangalul ăsta. Eu ne încălzăm mâinile. Da, nini era frig, eu ne încălzăm mâinile. Sietcă? Era cu sietcă sau fără? Nu, erau deja cărbune, doar cărbune. Da, cărbune. Carne era făcută. Eu eram ugandoșit. În baligă. Amuia. De în baligă. Colegii, da, de liceu care erau. Cunilegii. Da, cunilegii de liceu. Cunilegii de liceu. Săbore? Nu. Ei pornesc live-ul pe Facebook. Atunci era popular live-ul pe Facebook. Sau alta clasă. Chit bot. Facebook. Poftim? Da. Se pornește live-ul pe Facebook. Pe mine mă filmează din start cum eu ne încălzăm mâinile. Peste două ore. Două ore când în mâinile lui Sașa au rămas numai schelet. Cărbune. Da. Eu am vrut să zic, el așa era de apucui să zic, el spune mâinile. După două ore, iarăși se apropie de mine, dar eu cum ne încălză mâinile, așa ne încălză. Deja jaratică era stâns și mai departe, eu așa de tare. Dar vine căldură. Da, vine căldură să fletească. Deci. Nu te mai bat ca să doar. Știți că e mic ca ești, nu de dat. Da, noi... Voi? O văzut că e pizdă. Voi o văzut? Voi o văzut? Nu mai e cu cine grăie, deși și pentru și... Tine? De tine? Da. Am iară ninză și că băi, Sașa, hai poate și-ai mânca ceva și să-ți vin și un alt. Hai și-ai mânca. Păi nici o problemă, zic, hai și-a smâncăm. Hai și-a smâncăm. Am iară cu ajutorul. Să duci și-a mâncat nici pizdeală prin copaci. El vede asta, păi hai nici o problemă, hai și-a smâncăm. Dacă el era apucurit, hai și-a smâncăm. Ce ies de mâncare? Eu ajung la masă, da? Dar masa era o masă lungă, scaune lungi. Fricam. Da, ca pe Uniunea Sovietică. O, ca nunta de 90. Eu mă așez la masă. Să pula în beci. Sincer, eu nu țin minte. Cum te-o tot în cur. Fată a fost care m-a cuprins mine din spate și m-a întrebat să așa cu tine tot. Nu era fată, era un mujic care din spate. Era Juc. Nu știu cum o cheamă, dar era Juca, așa? Da, Nina. Șoferul la autocar. Șoferul la autocar. Sașa, tu ne-ai propus mie ceva acolo. Te-ți propus eu. M-am răzgândit. Așa la urechi. Cum? În fine, da, a fost o fată care eu nici până în ziua de azi, dacă tu ai să vezi acest video. Video nu de Doamne. Nu de Doamne. Zi-mi, te rog frumos că ai fost tu. Că ai fost tu. Că ai fost tu, dar nu Valera. De Juc ne impună. Sunt zici, te rog, frumos că ai fost. Eu sincer nu țin minte care fată a fost. M-a cuprins pe din spate și îmi zice, Sașa, tot normal, tot e ok la tine și... Nu știu care fată m-a cuprins. Și eu la momentul, da, masa a fost aranjată, una alta. Eu încep a varsat, tot masă. Băi, păi nu vă puteți închipui, eu prost, dar fantan varsam, tot acolo. Tot varsam și era... Prin prejur, amuiană, da, scaune cum erau de așa lungi. Eu fac un pas, și era o sacoșă. Eu am varsat în sacoșă și am împlut o vârf. Cu ce? Cu borătură. Mandarini. Mandarini ești tu. În fine, eu am varsat acolo. Eu mergem și varsam ca fantan. Nu înțelegem, zic, și băi, ce se întâmplă cu mine? Dar nu era rău.
Eu varsam și-o spun, nu știu ce întâmplă, cu mine niră eu. Da, eu cred că varsa acția era genie, bro. Da, da, da. Am băut, am fumat și nu știu cu mine. În fine, eu am varsat mult, am curățit absolut tot organismul și mai departe. Acum, eu vreau să dorm, nu? M-am obosit, m-am... Te-ai obosit, stai cu mine la mangal două ceasuri, zborești pe masă. Eu rămas la șolani. Te-ai obosit? Înțelegi, nu? Nu. Bună. Stop, uite-te, eu n-am înțeles. Eu n-am înțeles. Hai de la început. Erai clasa nouă. Da. Fine, mai departe. Da. Și ești bâco și eu am cumplit 8 ceasuri, ce ești conștient. Căroci. Clasa nouă. Eu am uiană. Ești clasa 10. Termin de varsat, da. Termin de varsat. Termin de excelență. Termin de varsat, tăiat absolut de mine. Dar și era în tine. Și nini a stat rău. Cu taburetul. I-am varsat un plămân. Și m-am dus și m-am culcat în autocar. Și acolo, vadetele, te-o... Eu mă duc să mă așez, mă culc în autocar. Lângă șofer? Lângă mine. Dar șoferul era culcă, acolo. Lângă mine se culcă trei mujici goi. Și îmi scot cheloțe. Și îmi vârt umbăcica. Și ce pași sacul îmi dau din lâjă. Da, da, da. Intensiv. Din trei lâjă. Da, da. Așa pe pur m-am jăsat că am fost la medic și am făcut colonoscopie. Dădem de lâjă și intrau creangă în gură. Sașa mă are flashback-uri al înflă, lăcrimi. Tot normal, bă, tot normal. Nostalgia. Tot normal. Tot așa e ghine. Nu. Nu, n-ați și e ghine. N-ați și e ghine. De-aia mă pun. Eu mă așez în creasta așa de la autocar și vreau să dorm. Aud câteva scaune. Prietenul meu, Gheorghe, începe o varsa. Era o domnișoară, foarte mică, foarte mică, vreo 6 ani, îndrăgostită în el. Îndrăgostită o domnișoară de 6 ani, îndrăgostită în Gheorghe, care varsa în autocar cu două scaune mai în urmă. Cu două scaune mai în urmă de Alexandru, care era na curinei, vibaie, ibiniucu, himari, lipă, deși ramașcă. Apropo, până la urmă, asta a fost ramașcă. Până la urmă, asta a fost chimari. Nu mă arăzi. Au fumat o floare, idiot. Da. Limba română. Românit. Românit. În fine, da. Domnișoara dată era foarte îndrăgostită în Gheorghe. Gheorghe varsa. Da, Gheorghe era foarte îndrăgostit. Domnișoara îi ține ca și palmele. Domnișoara era îndrăgostită în Gheorghe, dar Gheorghe era îndrăgostită în Sașa. Sașa de șofer. Sașa de șofer, dar șoferul în juc. Până la urmă, e vinovat juc. Juceara e bană. În fine. El, da, el vârsând, fata asta micuță, închide dacă bot. Fata asta micuță de 6 ani? Nu, nu era de 6 ani, avea vreo, ca e clasa 8-a, nu era așa, în genul dat. Vreo 16. 18 avea. N-avea 18. N-avea. Dar nici tu n-avea 18. Nici eu n-avea 18. Era cu vreo 2-3. Malaletnii narcoman. Amuiană, Gheorghe varsă și domnișoara dată, într-atât era îndrăgostit. E ca așa, e ca în chipul schelei varsă în palme, e ca așa. E ține burătura, mână! Dar n-asam de lini, da, o pune pe-n buzunare și acasă. O, era Gheorghe. Era curită și credic da. De apă de izvor. Da, da, da. Amuiană, spălat față, cu patlajele, știi? Eu cu șoferul de la autocar am început intensiv să mă sexuiesc. Să-l scoatem de la bloc unde era el, da? Dar lui era ciorul cumva strânt acolo, ceva legat. Fata și ea, mici cu slu, legat cu cioarele de scaun. Ești aneu. Da, ești aneu, tu nu te duci de. Am încercat cum să-l scoatem. Pe Gheorghe. Da. Din mâinile. Foarte greu ne-a reușit. Dar stai leac, tu erai cu șoferul. Până la urmă noi l-am scoat. Dar și fășeți cu voi cu șoferul în doi, că erați în doi. Vdruc. Îl scoatem pe Gheorghe. Dar până la asta cu două șoferi în doi nu, noi cum ați apărut voi împreună? Nu ne-am intersectat, doar în autocar. Noi nu ne-am intersectat. Doar în autocar, când s-a așa unit scul și acolo s-a intersectat cu șoferi. O, idiot, mă. Căroci, noi, iaca, Gheorghe, Balu, tu ai să ții minte, ai să ții minte momentul că noi te-am scos de acolo. Și eu am vrut pe dâns cumva înșeitșor să-l scoatem din autocar. Șoferul prost l-a luat și l-a aruncat pe niște lemne acolo, eram. Și eu da foc. L-a aruncat pe niște lemne, el a chicat acolo, nu. Gării vedmă. Amuiană, el a chicat acolo. Avea ochii vers. Eu fiind obosit prost, adică... Da, de atâta borât. Da, de atâta borât, de atâta iarbă și mai departe. M-am dus și m-am culcat în autocar. Amuiană, eu dorm în autocar și se aude. Sașa... Hai să ne fotim. Dar eu dorm.
așa, așa. Și atâta, blea, zic, și el mă strigă, dar eu dorm, n-am atâta, blea, zic, și Sasha, 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 Sasha. Zic, blea, eu eram foarte obosit. Am eu la momentul dat, la un moment dat, se apropie fata lui, cum, prietena lui, un prieten de meu, Adriana, și îmi zice, Sasha, scoală-te, rog frumos, că de jumătate de oră deja te strig. Adriana vine și îți zici ții. Da, da, mă trezești, dar eram pe scaunul din față. Dar și închideți pe cele din spate. Închideți botul. Eram pe scaunul din față. Pe da. Din spate de obicei mi-e comod. Am mâine, zici că Alexandru, scoală-te, rog frumos, zic, când te strig de jumătate de oră. Și zic, da, mă trezesc și îmi zici că, te rog frumos, iei, te rog și vezi acolo și vor, știi? Am Muiană, eu, mă trezesc, nervat, foc, nu mai puțin. E rău, nici nervat, vreau să-i fut cuiva, e bani. Da, ești nervat. El îmi spune, vine, te rog încoa. Un prieten de-a meu din copilărie, vine, te rog încoa. De pe, de pe băncile din spate. Și îmi spune, vine, te rog încoa. Și zic, și pula mea, ce vrei tu la mine? Mă ridic, mă rgășitor și îmi zic, poți să cum deschizi ușile astea din spate? Și zic, bă, ce, huițuși? Zic, cum adică, zic, tu pe mine, da, zic, tu adică pe mine, blядь, mă chendi, primi scaun, ce-o zis să deschid ușul din spate, zic, și eu ți-i să ieși, dispecer, și știi cum ești, e bani, ce țar, da, huiar, nahu, știi? Am eu, îmi zici că, trebuie să-ți duci chimadan la casă. Dar el, uite, cum e ca eu stăm, e ca așa, te rog frumos. Și zic, ce s-a întâmplat? Zic, te rog frumos, ușul. Și zic, băi, ce s-a întâmplat, lămurit? Și zic, eu m-am căcat, m-am băbat. Și zic, ce ai făcut? Mi-a zis, m-am căcat în pantaloni. Asta nu era cumva josă? Care a scăpat tofel. Și el șede și la momentul ăsta și zice, fugi puti, îți deschide ochii, sucă-te-l în pantaloni. Da, serios, am eu deschid ușurile astea, îi zic, ieși afară. El iese în șetșoră, în alta, e ca așa, cu bușile strânsă, el iese, dar așa, lichid, da, știți cum, ca la vacă, așa. Sunt ribitul. Lăloți, așa, lichid de borta curului. Căroci, ieșim noi afară și spun, băi, uite, zic, eu mă duc aici, este iață, mă duc, am să îmi plouă. Zic, ți-a duc, să-ți spăl curul. Da. Cu Chiorcherul, nahu. Spășem lut. Și eu știu și Chiorcherul a făcut așa samadelic. Și zic, eu ți-a duc, zic, tu clătești, îmbrac, schimbă-te. Și Denis, neros. Denis, gust. Știi că și-i te rog frumos, Stian, și-a zis că hărășo. Și-i te rog frumos, Stian. Amă, eu i-aduc lui sticla de apă, zic că na, intră în baie. Fățclizmă. Intră în baie, zic, schimbă. Și eu mă jvind după tine. Amă, și faci ea. El era în sportiv. Am înțeles asta. Retuș. Da. Și chiloți. Strana, dacă aveți în retuș pantaloni, dar fără chiloți. Amă, Iana, închipuiți voi că s-o băligat în chiloți. Amă, și faci el. Se dezbracă de sportiv, de rituj, de chiloț, cu ritujii să-și șterge la cur, sclătește, șterge cu ritujii la cur, chiloții de căcat să îmbracă înapoi. A? Tu voșă, matematică! Cu chiloții să îmbracă înapoi. După ce îmbracă chiloții, îmbracă sportivii deasupra. Dar putoarea de cat n-al părăsie... Sasha, des mă îmbărac într-atâi, să îmbărac într-atâi, dar Sasha într-a lui. Să înțelegeți că putoarea de cat n-al părăsie nici la 10 metri. El și-a mă putea căcat, așa? Îți dau numărul de telefon. Dușa lui Neroasă. Da, după îți duci să-l linge în cur. În fine, noi am ajuns la momentul dat că șoferul de autocar simte că putea căcat. Și tare! Și-i place! Da, îl cheamă pe Alexandru din Bălț. Hamuiană. El simte că pute pizdești tare căcat și el merge prin salon și... Puteți să-i neroasă la cul. Dar vchitea râmbă neroasă. Nu tu? Nu, da. Nu, pute, dar nu ești ea. Pute, dar nu ești ea. Și așa, ai la lună. Nu tu. În fine. El neroasă fiecare maică, fiecare sedenie. Ajunge până în cap tu. Ajunge până în cap și al ieși. Da, și-o luat și-o intrat și... Și-a intrat și-o prăpădit pe acolo. Sunt nădușe. El
depistează de la care scaun putea căca. El de la care scaun putea căca. El depistează. Am o el zici. Vista asta cu mine înainte. Am o el spus. La șase la mine pe față. Da. El zici. Băi, mine nu mă interesează și nici din voi s-o bălegat. Concret, nu mă interesează și ei s-o bălegat. Dar trebuie de achitat spălătorie chimică. Da, spălătorie chimică la sedele date. Acum, persoana care a lăsat o fâlcă, e ca așa, stăte. Mă scuza, e ca... Încioare. Da, e ca așa. Tă drumul. E tă drumul și ăștia idiotuși. Stăte așa, știi, încioare. Amuiană, care era profesoara care pe noi ne-o... Știți că e prins pulă, lăs hoiul. E la pulă. Amuiană, profesoara care a fost cu noi în excursia dată, alege o metodă de a afla și ni s-o căcat, și ni s-a chit. Îl bate la burt. Dacă sună gol, înseamnă că s-o căcat. Nu, fiecare și ne contorez la chiloț. Și îi spun, zic, da, profesor, zic, eu poate port chiloț cu mâna de e ca așa gen feminin. Că eu nu vreau să vă arăt burt. Porți chiloț de gen feminin? Nu, eu port chiloț de gen masculin, pot să vă arăt. Tu văpșe îmbli? Ratfa. La Photoshop puneți de culoarea roz. Tu văpșe îmbli în chiloț? A? Văpșe îmbli în chiloț? Nișoată viață. Dar tu... Fără chiloț? Saș, tu îmbli în chiloț? Eu cu chiloț îmi dau în chiloț. Nu, ca tare, da, mă, îmi dau la fete. În fin, noi până la urmă, da, până la urmă, pe noi au încercat să ne controleze, noi nu ne-am dat la provocare, nu le-am arătat chiloții, da? Nu i-am arătat chiloții, dar prostam. Ruschenez, dai. Noi... Și fost bărbat, îi arătai chiloții, așa-i? Pașul, nahu, să fost bărbat, n-arătai, idiot, tupărâle. Pentru a acoperi prietenul tău. Și fost bărbat, și arat chiloții, dă-i în jos. Tu n-ai vrea să-i dai în jos? Alexandru, ce cu tine, Alexandru? Vrei să-i fuți un nas în cușul, știi cum? Ideea că, fiind bărbat, tu nu aveai să dai... Nu aveai să-l dai de gol prietenul tău. Da? Nu și fost căcat la cur, el nu mai era prieten. Aici ăsta s-o căcat, la dânsul pute, uite că-i căcășos. A, păi e căcat, are da? Un căcat între buși. Dar știi da? Care a fost vorba lui personală înainte de a ne porni noi în toată excursia asta? A fost așa o vorbă. Bem până căcăm în pantalon. Și s-a căcat pasan. Uite, el s-a ținut de cu. Numai el s-a ținut de cu. Nu era cauie. Nu era. Cu deasă. Am vorbit cu pațanul, trebuie să fac. S-a făcut. Eu-s pațan, eu am deplinit. Eu-s pațan, eu am zis, eu m-am ținut de cuvânt. Corect. Da, și noi până la urmă nu am publicat, adică n-am spus cine asta a făcut și mai departe. Noi n-am arătat chiloții, da? Pe noi ne-o depistat cineva, ne-o văzut, că noi, adică eu tăriem apă. Dar familia lui Gheorghe cum e? Dar nu Gheorghe s-o căcate. Nu Gheorghe s-o căcate, e idiot. Pofi, cum îl cheamă pe cealaltă familie? Care Gheorghe? Care s-o căcate în pantalon, cum îl cheamă familie? Nu știu. Nu știu, e până în doua de azi, ești prost. În fin. Bine, atunci am adus la nimeni, dar când sunt 30 de mii. Noi, a doua... Următoarea săptămână, da? Noi vinim la liceu, da? Următoarea săptămână. Și la tot căcat vine, da? Tot în chiloții. El spune că amuiană, dar noi tățul depistat. Spatele trebuie să-l rog. Tățul îl vezi după față, după emoții, după știi cum. Adică bleasul, un lucru și observ, da, corect. Și era un grup de persoane care zice, băi, uite, asta rămâne între noi, da? E că noi suntem 4-5 persoane, da? Băi, asta rămâne între noi, noi am aflat, noi rămâne între noi, nu discutăm chestia asta. Zic ok. Am bătut în spalmă, a doua zi la școală, 95% din liceu, tăt știu și ne era căcat la cur ieri. Tăt știu, ei, pasă. Să înțelegi, prietena lui l-a lăsat a doua zi, el se întâlne cu fata, l-a lăsat a doua zi, rest, tăt acolo merge eu și... Hârtie de liceu scot eu și ori de eu, în fin, asta era... Eu știi și pe șed pe asta, că eu, era șudă, ești putea și bombarda. Eu nu știu cum el într-a atât de tare... Eu nu știu cât de tare el într-a atât de tare, el pațanul s-a ținut puternic până la urmă și o ținut asta întrânsul și o ținut... Cato? Nu, Cato după asta nu s-a căcat niciodată. După Cato ăsta nu s-a mai căcat niciodată, l-a ținut până la mâine. Cato el nu l-a ținut. Opus că el eu...
Să zici că acolo o adornit. Care cu tufla în foc? Care cu, cu tufla în cur? Care cu tufla în cur? Care cu tufla în ochi? Care cu tufla în... de exemplu. Care cu ochiul în tufle? Alexandru, noi nu ne amintim acum de culturile ta. Noi nu ne amintim acum de culturile ta. Hai, și mai departe. În fine. Rafa, până la urmă s-o aflat, s-o zis la tine, cine, cum s-o băliga și mai departe. Alexandru, mânca ne-ar pula. Nu e s-o ca. În fine. Ai, bleag! Și mă pălit. Nu părâți niciodată. Fiți prieteni de vreați până la urmă. Cine nu s-ar căca, cine nu s-ar băliga, dar și-ți bărbați adevărați până la urmă. Și nu-ți paliți. Asta a fost, drept. Și-ți bărbați, dar ei s-au luat și-au dus la o țară întreagă. Și eu, într-adevăr, îți bucuros, domnul Alexandru, ne-a vizitat nouă apendicitul și, într-adevăr, o istorie foarte interesantă. Eu aș zice cu una din cea mai interesantă istorie din tete, вообще, care a fost la noi. Спасибо și numai bine. Da. Noi am așteptăm o părere din partea noi voastră. Am înțeles, tu din partea mea, dragi noi, prieteni, nu? O seară cât mai plăcută și numai bine. Vă iubesc. Prieteni, eu sunt a doilea conducător ai apendicitului, da? ai acestui show. Am venit eu astăzi în calitate de oaspet să încerc ce sunt invitații noștri. Este ceva extraordinar. Mă bucur foarte tare că am fost ascultat, că le-a plăcut istoria mea și vă îndemn pe toți absolut să priviți această emisiune, pentru că este o emisiune de umor, este o emisiune de divertisment, unde noi toți ne râdem. Nu e ceva care să vă blocheze, nu e ceva și să vă dă întrebări, ceva să vă gândiți, este doar să vă amuzați. Eu mă bucur că sunt aici, voi fi aici pe viitor, nu voi fi în acest scaun, voi fi în scaunul de alături, dar pe viitor voi fi alături. Acum seara, pe mine mă împrospătează o cafea de la Dănuț și fiți bravo, aveți grijă de voi. Vă mulțumesc.